Uniunea Socială Liberală și-a început ziua cu o serie de încălcări ale Constituției. Prima dată, useliștii au cerut revocarea avocatului poporului. În fruntea instituției l-au numit pe Valer Dorneanu, membru PSD. Totul a culminat spre amiază când au cerut revocarea din funcție a președinților celor două camere. Reacțiile au apărut imediat. Oameni, treziți-vă! Suntem în plină lovitură de stat. Ponta și Usăle se șterg pe picioare cu Constituția, legea și instituțiile democratice. Trăim zile de urgie care șterg 22 de ani de construcție democratică. Este timpul ca toții românii să vadă adevărul și să se opună, altfel dictatura și tirania se instalează peste noapte. A declarat europarlamentarul Monica Macovei citat de evenimentul zilei. Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu a declarat pentru același cotidian. Că modul în care este călcată în picioare democrația românească este un motiv de revoltă. Replica arogantă a puterii a venit de la deputatul Valerius Gona. Blaga și Anastase pot să sesizeze și pe mama curții constituționale. Afirmația lui Zgonea este mai mult decât elocventă și spune multe despre cum privește USL principiile democrației și legea. Situația din România a ajuns și pe masa Comisarului European pe Justiție. Sunt profund îngrijorată de recentele atacuri la independența Curții Constituționale din România, a scris pe contul său de Twitter Comisarul European pe Justiție, Vivian Reding. Citat de Hot News, liderul celui mai puternic partid din cadrul Parlamentului European, Joseph Doll, a declarat că Statutul democrației în România dă serioase motive de îngrijorare. Niciun stat membru al Uniunii Europene nu poate încălca astfel statutul de drept și toate principiile democratice. A declarat Doll citat de evenimentul zilei. În locul lui Blaga, senatorii puterii l-au adus pe Crina Antonescu. Liderul PNL este cunoscut pentru chiulurile repetate, dar acum a devenit al doilea om în stat. Celălalt Alt plan este ca Parlamentul să voteze și suspendarea președintelui Traian Băsescu, iar prerogativele acestuia urmează să fie luate de Crin Antonescu. Miza suspendării rapide a președintelui o reprezintă și dorința USL de a ajunge la butoanele justiției. Aceasta deoarece Procurorul General al României este numit prin Ordinul Președintelui, la fel ca și Procurorul Șef al Direcției Naționale Anticorupție. Se știe că USL-ul are multe nume de curățat în fața DNA-ului și a Procurorilor. Un exemplu elogvent este Adrian Năstase și tot circul făcut de PSD pentru a-l scăpa de închisoare.